Strigă de ajutor al managerului interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Cristina Bahrin a prezentat situația disperată în care se află unitatea pe care o conduce, dar mai ales angajații. Spitalul de Pneumo are o capacitate de 120 de paturi. Tratăm în acest moment 42 de paturi de COVID-19, deși structura aprobată de DSP este de 36 de paturi COVID-19 și 6 paturi COVID-19 tuberculoză. De asemenea, avem o altă boală infectocontagioasă, TBC. În acest moment avem 38 de pacienți. Dacă judecăm după faptul că paturile de COVID practic se normează la jumătate din capacitatea spitalului, jumătate din capacitatea de paturi, pentru că presupune o distanțare și o atenție deosebită, în această situație noi nu putem face, suntem la capacitate maximă de personal și de utilizarea personalului și de stres și de am asistenți care îmi pleacă la ora 2 noaptea, deși ar trebui să plece la ora 9. Cristina Bahrin a mai spus că a făcut demersuri pentru angajări, dar pentru transformarea unor posturi vacante. Vă rog să evaluăm toate spitalele care tratează COVID și să ne spuneți, pentru că în ultima perioadă avem la cele 42 de paturi, sunt foarte multe cazuri, medii și mai ales severe. Noi nu avem în structură nici oxigen, nici ATI. Încercăm să transferăm înapoi pacienții care ajung la saturație de 60% și nu sunt primiți. Vă rog să evaluați întreaga structură de tratare a COVID, astfel încât să avem o bună colaborare și nu unele spitale să moară și altele să... Eu nu discut despre nimeni altcineva, eu doar spun că spitalul meu este într-o situație de criză. Prefectul Dan Echifor i-a transmis că toate unitățile spitalicești sunt în situații de criză, dar că va lua în calcul solicitarea managerului. În momentul în care s-a modificat legea referitoare la cazuistică, deși inițial 56 din persoane care au internat în spital au optat să plece acasă, acum suntem în situația în care refuză după 48 de ore să plece, deși legea le permite. Aici este această problemă. Evident că vom lua în calcul solicitarea dumneavoastră. Îmi doresc să mai fie încă 3 spitale în județul Botoșani pe care să le evaluez. Prefectul Dan Nechifor a mai transmis ieri în cadrul CJSU că va solicita Companiei Naționale de Investiții urgentarea prederii noului spital de boli paliative municipalității pentru a putea fi transformat în spital COVID de nivel 2.